Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și indicii privind posibila săvârșirea infracțiunii de conflict de interese în cazul a 30 foști sau actuali aleși locali. Printre aceștia se numără și Emilia Arcan, vicepreședinte al Consiliului Ștețean Namț. Conform celor de la ANI, Emiliar Arcan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 octombrie 2012-19 decembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de vice ce președinte al Consiliului Ștețean Neamț și funcția de administrator al SEC Europandra SRL, încălcând astfel dispozițiile articolului 87 aliniatul 1 litra D din legea 161 per 2003. De asemenea, pe lista neagră a inspectorilor ANI se află și Vasile Iliuță, primar al comunei Bordlești, din județul Neamț. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 6 septembrie 2012-10 ianuarie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de reprezentant al primăriei comunei Bordlești în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu Ruseni. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate precum și dreptul de care beneficiază de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal, ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Emiliar Arcan și primarul Vasilei Liuță au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. Persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării destituirii din funcția ori publică respectivă sau încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.